Canon 7D este fără îndoială o prezență deja consacrată pe piață. Iubit de către fotografii profesioniști, dar și de către filmmakeri, acesta este un adevărat hit. Am considerat însă oportun de această dată ca prezentarea să fie rece și succintă pentru cei care nu-l cunosc, deoarece internetul vuiește oricum de aplauze. La o primă vedere avem de-a face cu un facelift al modelului 50D, din aceeași gamă EOS. Observație destul de imprecisă, aș spune, date fiind upgrade-urile mărișoare făcute la cam toate aspectele relevante. Era de așteptat ca firma niponă să aibă o inițiativă de genul ăsta, în situația în care după succesul și popularitatea aduse de 10D, 20D și 30D, să nu ieși pe piață cu un model nou cu caracteristici upgradate ar fi presupus o cedare gratuită în fața concurenței. Spunem asta pentru că mereu au venit noutăți și de la Sony și de la Nikon pe partea de DSLR, pentru aspiring professionals. Cu toate astea, așa cum spuneam, ar fi impropriu să catalogăm 7D-ul ca fiind un 50D cu un nou senzor, cu un vizor mai bun și cu o formă revizuită a body-ului. Dincolo de headline-uri, găsim la acest aparat autofocus cu procesor dedicat, două procesoare Digic 4, un sistem nou de declanșare ce permite 8 capturi pe secundă, precum și capacitatea de a controla blitzuri externe prin tehnologie wireless. Canon nu a vrut să-și piardă statutul de alegere implicită pe care și l-a câștigat în timp în fața multor fotografi, lucru pe care îl salutăm, atât timp cât prin asta se înțelege implementarea de tehnologii noi pe aparate din ce în ce mai ieftine. În cazul de față vorbim de exemplu de senzorul APS-C CMOS de 18 megapixeli, filmare HD la 1080p, cu posibilități de control manual, display LCD Clear View 2, autofocus în 19 puncte, un viewfinder cu acoperire de 100% și de ce să nu adăugăm aici și ergonomia care îl face un membru inconfundabil al familiei EOS. Luând în considerare prețul din România de aproximativ 8.000 de ron, astăzi 7D ia de la zonă nota 9.5.